Sergiu și Madi au venit în această seară la Antena Play, îmi spuneau că abia ce s-au jucat cu zăpada, i-am văzut și eu și au venit să mulțumesc celor care au trimis scrisori, pachete și ulterior și celorlalți susținători. Spunea Sergiu că e o perioadă foarte fericită din viața lor, din această emisiune, că se vorbește despre Rochia de mireasa lui Madi, despre costumul lui de mire și alte detalii legate de marea finală, dar ar vrea să păstreze suspansul și surpriza pentru emisiune. În ceea ce privește susținătorii, Sergiu spunea că nu ar trebui să se gândească că nu o să-i mai vadă niciodată, că nu o să mai vorbească cu ei, pentru că în cazul în care nu au aflat, o să le dea adresele de, de perețelele de socializare și vor vorbi acolo și când au timp și chiar dacă nu au timp o să-și facă, le pot da numerele de telefon în privat, spunea Sergiu, să-și dea mesaje, să se sune pe cameră și cu siguranță nu vor rupe legătura după finală.